Iubiții mei, așa cum am fost îndemnați la povestea copiilor, ați ascultat atenți povestea copiilor? Da, vedeți că nu sunt mai pentru copiii din față aceste prezentări. Mă gândesc, Duhul Sfânt este tot atât de prezent în povestirea copiilor, cum este și la predică sau la un alt program, astfel că trebuie să acordăm atenție lui Dumnezeu care se manifestă. N-ar fi o problemă să trăiești într-o cutie. Asta tot o mai spargi, o mai arzi, mai una. Dar ar fi o problemă gravă să trăiești înconjurat de ziduri până la cer. Complet izolat, fără șansa de a evada din zidurile acestea. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a eliberat. Este vorba de zidul păcatului din care n-ar scăpa nimeni niciodată. Dacă n-ar fi bunul Dumnezeu, dar nu era Dumnezeu de partea noastră, n-ar fi scăpat nimeni niciodată. Chiar am discutat cu un domn care spunea că ce a spus Iisus, ce și-a închipuit el despre sine. Bine, zic. Bine, uite, dacă îi spune lui Iisus treaba asta, îți închipui tu despre tine, el ar zice, bine, el n-a bătut pe nimeni care i-au zis, unii au zis învățătorule, unii au zis fiul lui David, unii au zis fiul Mariei, unii au zis fiul unui roman, unii au zis diavolul, fel și fel, dar toți aceștia s-au adresat lui și el nu a agonit pe nimeni de la el. Pleacă de aici că nu n-ai zis bine. Nu, a primit pe fiecare om așa cum este și discutând cu omul acesta, îmi presupunem că e adevărat ce spui. Ai mai întâlnit vreodată în istoria omenirii pe cineva care să iubească atât de mult omenirea încât să-și dea viața pentru omenire? Presupunem că era numai în mintea lui lucrul ăsta. Ai mai întâlnit pe cineva? Au fost eroi care au apărat țări, au fost oameni care au plătit datorii pentru alți oameni, dar ca să-ți dai viața pentru viața omenirii, ai mai întâlnit? Și vreau să spun că am trăit un moment al Duhului Sfânt în care omul și-a plecat capul și a spus niciodată n-a trăit cineva cu acest fel de gânduri. Arată-mi între învățații lumii acesteia, între profeții lumii acesteia, între înscrierile lor, arată-mi pe cineva care a avut această gândire și simțire și iubire pentru oamenii din lumea noastră, și această dragoste a lui Dumnezeu este vie și proaspătă astăzi pentru noi. E sigur că voi ați ascultat cântecul acela Let My People Go. Și Brandon Lake compune acest Let My People Go. Și a rămas în minte, lasă pe poporul meu să plece. Și a rămas în conștiința omenirii doar atât. Lasă pe poporul meu să plece, dar nu este doar atât, iubiții mei. Să nu ne grăbim să punem punct acolo unde Dumnezeu a pus virgulă. Să nu ne grăbim că atunci înlocuim cuvântul lui Dumnezeu cu unul al nostru. Nu doar atât a spus Dumnezeu, lasă pe poporul meu să plece. Ci a spus, lasă pe poporul meu să plece ca să... Asta este. Să-mi slujească. Deci aceasta este chemarea. Lasă pe poporul meu să plece. Păi unde? Lasă pe poporul meu să plece dintr-un iad mai rău decât acela din care au venit. Nu, Dumnezeu nu este autorul păcatului. El nu este un slujitor al păcatului. Când El eliberează pe cineva, nu eliberează dintr-un rău într-un alt rău, ci El ne eliberează pentru această libertate a sfinților în lumină. Și în afară de lumina aceasta nu există libertate. Toate celelalte sunt forme de robie, dar deghizate uneori. Și ce să zic, este o mare bucurie în sufletul meu. Și eu am fost în pădure acolo la ora 4 și după masă am ajuns, am văzut acolo bucurie mare și ce m-am gândit în sufletul meu, zic, cum m-a văzut vichia familiei Brada, fugire pe de la mama sa cu o bucurie nemaipomenită și am zis, Doamne, dă-mi și mie bucuria asta când te văd pe tine la adunare. Pentru că tu ai zis că ești aici cu noi. Când noi ne adunăm, tu ai spus că ești aici. Dă-mi și mie bucuria asta în suflet, să alerg și eu de bucurie, să-mi văd frații și să te văd pe tine și să trăim în prezența ta, Doamne, cum ai spus tu, că vei fi prezent în adunare. Când s-a spus, lasă pe poporul meu să plece, nu a fost așa fără destinație, ci s-a avut în vedere țara promisă. Și țara promisă pentru unii oameni a fost o bucată de pământ care este frământată cu sânge până în ziua de astăzi.
Nu este aceasta țara promisă, iubiții mei. Este una din marile erori ale umanității. Țara promisă este altceva, altcineva. Mântuitor a spus, zice, v-am eliberat din Egipt și v-am chemat aici la mine. Aceea e țara promisă. La mine. Și noi am venit astăzi la adunare, nu? Și dacă s-ar scrie undeva, de ce am venit aici? Foarte frumos a vorbit Cornelius, i-a zis, bine ai făcut că ai venit, i-a zis lui Petru, dar noi nu am venit să te vedem pe tine, Sfinte Petre, nu. Ci noi am venit să ascultăm ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. Așadar, nu pe tine te ascultăm, ci noi ascultăm pe Dumnezeu și cuvântul Lui. Iubiții mei, voi resublinia acest mare adevăr. Sfânta Scriptură nu este o carte cu hârtie și cerneală, ci este o experiență cu Duhul Sfânt, este o trăire, este călăuzirea de către Duhul Sfânt. El vă va conduce în adevăr. Altfel rămâne un simplu ziar. Predica, slujba de la biserică, nu este spectacol, nu este discurs, nu este oratorie, este de asemenea o experiență cu Duhul Sfânt. Este cineva care prezintă cuvântul, poate fi chiar Caiafa, care era mare preot în vremea aceea, poate fi Balaam, care era ghicitorul, dar este vorba de cel care a dat cuvântul acesta și cel care a venit în locul acesta, cum spune Sfânta Scriptură, ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, acela va auzi cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Din aceeași predică, unul va spune, mi se pare că a fost o grămadă de paie și de astea de adunături, iar pentru un altul este harul lui Dumnezeu. Ați văzut ce distincție s-a petrecut acolo? Toate femeile erau adunate pentru o rugăciune, dar numai una singură, Lidia, a fost mișcată de Duhul Sfânt și de Dumnezeu și a înțeles din predicarea Domnului Iisus Hristos ceea ce n-au înțeles vecinele și suratele. Ele au venit și au plecat așa cum veniseră. Dar Lidia, Biblia spune, Dumnezeu i-a deschis inima, i-a căutat acest lucru. Era împlinirea, de fapt, a cuvintelor Mântuitorului nostru când a vorbit în fața lui Pilat. Păi cine ești, a zis el. Și el a spus clar, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Acesta este, dacă cineva ne cere definiția cine este Iisus, cu ce ocazie, definiția trebuie luată de la el. Nu de la biserică sau de la oameni, de la însuși Mântuitorul. El a spus acest lucru. M-am născut ca martor pentru adevăr. Dar nu se termină aici. Continuă după aceea și ne include pe noi în cuvântul ăsta și spune așa. Oricine a venit aici după adevăr, mă ascultă. Deci distincția între oameni, diferențierea aceasta este motivul pentru care stăm înaintea lui Dumnezeu. Oricine este venit după adevăr sau din adevăr, omul acela va înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a spus lui Moise, du-te la Faraon și spune-i, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Și acest lucru se întâmplă chiar acum și chiar aici cu oricare dintre noi care suntem călători către țara promisă despre care vorbește el aici în Exod 19:4. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Unde ai fost? Păi am fost pe strada Oakland 1207, am fost la adunare, am fost la întâlnirea cu frații, cu biserica. Da, e adevărat asta. Dar nu acesta a fost obiectivul, ci v-am adus aici la mine. Locul acesta, închina lui Dumnezeu, se numește la mine, adică în casa lui Dumnezeu. Iubiții mei, vom merge în cuvântul lui Dumnezeu în a treia parte și mai este o parte din subiectul acesta. De aceea, dacă mi-ați fi dat prilejul să predic 4 ore, aș fi putut prezenta predica într-o singură întâlnire, dar voi deja începeți să frecați mâinile după. Și eu la fel. Când ascult, dar nu când vorbesc. Știți că cel care ascultă obosește mai repede și mai tare decât cel care vorbește, că ăsta care vorbește e în mare acțiune. Dar cine ascultă e încordat, e concentrat, consumă energie ca să înțeleagă despre ce este vorba.
Așa că mă rog lui Dumnezeu să ne țină treji astăzi la tema aceasta, înfrățirea de la miezul nopții. Înfrățirea de la miezul nopții. Sunt lucruri în viață la care te aștepți, dar altele la care chiar nu te aștepți. Absolut. În veci. No, cum spune românul, la moarte mă gândeam, dar la așa ceva nu mă gândeam. Cine ar fi crezut vreodată să-i fi spus unul așa, o prorocie în adunare, fraților? Temnicerul din Filipii o să-i zică lui Pavel, domnule, și o să dea mâinile cu el și o să se îmbrățișeze în adunare și o să se declare frați. Dom'le, ți-ai pierdut mintea să poate așa ceva? Cum poți să spui așa ceva? Și mai mult de atât, ori să stea la masă împreună, temnicerul din Filipii o să îi spele rănile lui Pavel. Dom'le, astea sunt pur și simplu halucinații, mituri, să poate așa ceva? De multe ori a fost atașat cuvântul acesta mit, însemnând poveste sau nimic adevărat, credinței noastre în Dumnezeu. A fost atașat de unii oameni care au uitat că n-au fost pe aici dintotdeauna și sunt de ieri și vor pleca mâine. Au uitat lucrul acesta, dar ei spun că acestea sunt mituri. Asta e duhul lui Faraon, care în momentul în care poporul lui Dumnezeu vorbea de ieșirea din Egipt, el a avut un termen pentru treaba asta. Care a fost termenul lui? Cine îl știe? Termenul lui Faraon pentru eliberarea poporului din Egipt, care a fost? Nu-l știți, dar o să știm de acum încolo. Adică îl știți, dar nu știți că îl știți. Termenul a fost năluci. Umblați după? După năluci, da. Se întâmplă însă că aceste năluci s-au dovedit în cele din urmă adevărate. Și năluca din capul celui care credea că acestea sunt năluci s-a dovedit a fi nălucă în cele din urmă. Găsim, cine a inventat, domne, zborul avion? Păi frații Wright, uite, aici au zburat prima dată. Nu. Era de mult Dedal și Icar, era acest mit al lor care aveau o aripi și au zburat. Era de mult leul înaripat din Babilon care arăta că zboară. Era pasărea, omul cu aripi de pasăre în Egipt, în piramide. De mii de ani a fost în mintea omenirii ideea aceasta. Ce au făcut oamenii ăștia, frații Wright, și cu toți cei care au contribuit, și românii au contribuit foarte mult la acest lucru, ei nu au făcut altceva decât să aducă la lumină acest lucru, dar idealul acesta a fost în mintea oamenilor dintotdeauna, dar s-a spus, e o poveste, e un mit. O, păi n-ați citit asta, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ce poveste, e un mit. Așa este, dar e un mit care se va împlini. Nu este o nălucă. Vine ziua în care oamenii vor recunoaște că lucrurile ce li s-au părut lor a fi năluci s-au dovedit a fi realități. Așa se face că la miezul nopții, fiind în temniță, Pavel și Sila întâmpinau suferința cu un program muzical. Au transformat închisoarea în biserică imediat. Au adus imnuri, cum au cântat copiii noștri aici, așa de frumos, și cum am ascultat pe Andrei, și cum ascultăm, că așa cântau ei acolo, în închisoare. Nu neapărat, nu știu dacă ținea tonul bine Sila, mi se pare că el nu prea era printre note, așa, nu. Sau Pavel, nu știu dacă era muzician așa de bun. Dar ceea ce știu este că oamenilor nu le-a scăpat faptul că în așa suferință, bătuți la pulpă, cum se numește, carnea despicată pe spatele lor de biciul acela cu care au fost omorâți în bătaie pe degeaba complet, ca în mijlocul unor așa suferinți, cu picioarele în butuci, ei să aibă un program muzical. Dom'le, cum e posibil ca bucuria închinării la Dumnezeu să fie mai mare decât o așa suferință? Că numai în condițiile acestea poți să cânți și să slăvești pe Dumnezeu și nu cântau cântări orice fel. Cântări de laudă, nu a scăpat toată închisoarea aceea asculta. Și pe la miezul nopții, spune Sfânta Scriptură, s-a produs un cutremur de pământ. Dar n-a fost un cutremur din acesta de al seismologilor, ci a fost un cutremur ca acela când Mântuitorul a spus cuvintele s-a sfârșit. Atunci s-a cutremurat pământul și s-a despicat
perdeaua din templu. A fost un cutremur ca al fraților care s-au adunat în rugăciune. Și scrie Scriptura, rugăciunea lor a fost însoțită de un puternic cutremur de pământ. De așa natură a fost, pentru că nu doar că s-au deschis ușile, că așa se deschid ușile dacă se mișcă pământul, dar au căzut legăturile de pământ, ale tuturor. Și Biblia spune că temnicerul acesta s-a trezit. Și eu am scris în paranteză, când am citit acolo s-a trezit, am scris să vedem dacă s-a trezit. Credeți că s-a trezit? Încă nu. Încă nu. Nu s-a trezit. În predarea noastră precedentă am vorbit de eliberarea temnicerului. Care era temnița în care omul ăsta? Era închipuirea lui. Azi dimineața am vorbit despre păcatul Laodicei. Care e păcatul Laodicei? Ce-și închipuie ea despre ea însăși? Asta e o închisoare. Trăiește în închipuirile acestea. Și deși scrie acolo că omul acesta s-a trezit, nu s-a trezit încă. Și niciun om care s-a trezit din somn nu înseamnă că s-a trezit acum, la viață. E cu totul altceva. El s-a trezit în aceleași închipuiri ale lui. Era un om care se închina la mintea lui, mintea lui proprie. Mintea lui era Dumnezeul lui, ideea lui, ce crede el despre lucruri. S-a trezit și când a văzut ușile deschise, zice el, concluzia este că toată lumea a fugit, că eu voi fi condamnat la moarte și executat, atunci a tras sabia din teacă și este gata să-și ia gâtul. Și strigă Pavel, stop, să nu-ți faci niciun rău. Nu, ia mâna după sabie. Ia mâna după sabie. Nu e adevărat ce îți spune închipuirea ta în care trăiești și care e gata să te omoare pur și simplu. Nu e adevărat, n-a plecat nimeni de aici. Toată lumea este aici, fiecare la locul lui. Și atunci el își dă seama că închisoarea sufletului lui era închipuirea lui. Atunci a coborât în temniță și dintre toți oamenii care au fost acolo nu s-a dus la vecinul sau la vecina, ci s-a dus direct la Pavel și Sila și a căzut pe genunchi în fața lui Dumnezeu ca să facem o grupă de rugăciune. Rugați-vă și pentru sufletul meu, fraților. Dar de ce nu s-a dus la alții? Nu, n-are rost să întrebăm. Era clar că ceilalți erau ceilalți și Pavel și Sila erau Pavel și Sila, trimiși ambasadorii lui Dumnezeu în închisoarea aceasta. El are o întrebare pe care menționam dimineață, că mi-a adresat-o nepotul meu. Sunt iarăși emoționat când ne aduc aminte de întrebarea lui la 9 ani. M-a întrebat ce să fac ca să fiu mântuit sau ce trebuie să facă un om. Și am spus, uite, nu este nimic de făcut, este ceva de primit sau de respins. Este făcut deja. A fost pregătit, poți să primești sau poți să arunci, poți să respingi. Acestea marele adevăr. Omul ăsta strigă în temniță aici. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și apostolii îi răspund simplu. Un singur lucru se cere de la tine, să-L crezi pe cuvânt, pe acela care a pregătit mântuirea pentru tine prin viața și jertfa Lui. Un singur lucru. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. S-au supărat unii, păi da, stai puțin, trebuia să înceapă, pocăiește-te întâi, pocăiește-te, după aceea să înceapă. Păi faptul că un om întreabă ce să fac ca să fiu mântuit, el caută așa ceva. Nu este acesta un semn că Duhul Sfânt a lucrat deja la inima lui? I-a câștigat sufletul pentru mântuire, vrea să fie mântuit. A trecut etapa aceasta. Vrem oare să înțelegem că pocăința este un dar al lui Dumnezeu care nu are de-a face cu niciun pocăitor și cu niciun pocăit de pe lumea aceasta? Este darul Duhului Sfânt, darul lui Dumnezeu pe care îl dă unui om, acelui care vrea să-l primească, ca să dea lui Israel pocăința, e darul lui Dumnezeu. Cine poate pocăi pe oameni? Cine poate face un om să simtă o adâncă părere de rău pentru relele săvârșite? Care dintre oameni? Poți să-i demonstrezi cuiva marile rele pe care le face sau le-a făcut, dar ca să-l faci să-i pare rău? Niciodată. Atâtea cazuri au fost în care oamenii, când au fost confruntați cu realitatea răului din viața lor, aceasta i-a îndârjit teribil, i-a transformat din oameni în diavoli. Nu, părerea aceasta de rău sau pocăința aceasta vine doar prin lucrarea Duhului Sfânt. Și
Cum ar putea un om să facă ceva înainte de a primi pe Mântuitorul? Trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Înainte de a primi pe Iisus, păi ce poți să faci? Cine se poate pocăi fără Dumnezeu? N-are rost să întrebăm. Cine poate face o faptă bună afară de aceea pe care a pregătit-o Dumnezeu să umble în ea mai dinainte? De aceea apostolii au spus scurt și direct și total ceea ce Iisus i-a spus Martei. Un singur lucru trebuiește. Știu că au venit niște frați din Iudeea care învățau pe ucenici dacă nu vă tăiați împrejur după obiceiul lui Moise sau cum facem noi, învățăm oamenii, dacă nu ții așa, dacă nu faci așa, dacă nu vorbești așa, dacă nu mănânci așa, nu poți fi mântuit. Și Pavel spune, dacă e vorba că pe calea aceasta vine mântuirea, vreau să vă anunț că ați căzut din har și mergeți în puterea voastră. Asta s-a întâmplat, v-ați despărțit de Hristos. Hristos nu vă poate folosi la nimic vouă care încercați prin ce faceți voi să ajungeți acolo. Ce să fac ca să fiu mântuit, a strigat omul ăsta. E un singur lucru de făcut. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Și apoi ei au plecat la piață. Nu, n-au plecat la piață. Biblia spune, i-au învățat, le-au predat Evanghelia. Da, schimbarea, schimbarea a venit imediat. I-a chemat pe apostol, le-a spălat rănile, aceasta e traducerea pocăinței în fapte. Dar asta nu se poate întâmpla înainte de a primi pe Iisus Mântuitorul. Nu se poate întâmpla așa ceva. Nu cum spun frații ăștia care au venit să învețe pe frați, dacă nu vă tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Nu, aceasta nu este calea lui Dumnezeu. Acesta e păcat împotriva Duhului Sfânt, prin care un om leapă de jertfa lui Iisus ca să o înlocuiască cu ce crede el, un lucru sau altul. De aceea este drastică Evanghelia spunând, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har în cazul acesta. Ei nu i-au cerut acestui temnicer, frate, trebuie să faci fapte bune. Nu, el a spus, veniți încoace, vreau să vă spăl rănile. El a spus, veniți încoace, să stăm la masă. Se uită cineva, cine e la masă aici? Păi este comandantul închisorii și cu doi deținuți. I-a spus, nu se poate așa ceva, cine e? Păi da, ăsta i-a bătut, i-a omorât înainte. Așa este, pentru că îi demonizase cei din cetate, au spus, ăștia sunt diavoli și au bătut, i-au omorât. Totdeauna ura are nevoie de demonizare ca să se justifice de ce îl bate felul ăsta. Dar acum îi vede la masă. Ce? Cine a făcut, Domne, așa ceva? Cum să stea omul ăsta la masă cu ei înfrățirea de la miezul nopții? Răspunsul era unul singur. Același Iisus care a mântuit pe Pavel, același Iisus a mântuit pe temnicerul din Filipii și întreaga lui casă. Și după ce omul acesta a primit pe Iisus, viața lui a fost schimbată. Și viața lui a dovedit că această schimbare este reală. Și el s-a înfrățit cu acela pe care îl înnegrise înainte și îl considera un deținut periculos în cetate și în oraș. La aceasta suntem noi chemați, iubiții mei. Este un singur răspuns care se poate da dileme omenirii noastre de astăzi. Observați că în lumea noastră trăim o epidemie de dezbinare, ce nu a fost niciodată. Crește din zi în zi, crește extrem de periculos. Mă uitam la inundațiile acestea, puseseră o riglă din aceasta în apă și uite așa crește apa. Uite așa crește apa, cu fiecare minut se vedea cum crește apa tot mai mult. La fel crește dezbinarea sau ura în lumea noastră, între state, între partide politice, între personalități, în interiorul bisericilor, în interiorul familiei, în inima omului chiar. Dezbinarea aceasta tot mai largă, e ca o pată de petrol care se întinde pe ocean, tot mai largă, ura aceasta teribilă, în fața căreia stă Iisus, că El stă între mânia ta și ură, să nu cazi în ură. Ia, te mânie răul, e foarte bine, dar dacă ai căzut în ură, deja ești mai jos decât acela pe care ești mâniat. Și Iisus stă să păzească lucrul acesta. Cine știe, cum se zice în limba originală a Noului Testament, cuvântul neghină? Cine știe? Adică trebuie să fie cineva cea care știe. Cum se zice neghină în greacă? Știți că a fost tradus din greacă.
Haideți că... Nu știți. Bine, vă spun eu acum și nu o să uităm niciodată. Neghină în limba greacă se zice Zuzania. N-ați știut. Vă văd că zâmbiți și nu mai e nevoie să țin predica mai departe, cred. Da. Ne-am întrebat, dar ce înseamnă treaba asta că auzi asemăna neghină în grup? Păi cum se manifestă neghină asta? Păi dacă nu știi ce înseamnă zâzanie, înveți și atunci îți dai seama cum se manifestă. Și cum se manifestă? Ia auziți, ea crește. Crește zâzania în lume. Până la război, până la vărsare de sânge, până la sângele la zăbala calului. Crește zâzania în familie, crește zâzania în biserică, peste tot. Acesta este demon. Vorbim de diavol. Haideți să mergem la izvor. Ce înseamnă, domne, acest diabolos? Ce înseamnă cuvântul ăsta? Fiți atenți ce înseamnă. Sfâșietor care rupe în două. Asta înseamnă diabolos, diavol. Rupe în două. Și Biblia spune, inima lui Dumnezeu este adânc rănită de acela care dezbină pe prieteni. Nu știu dacă cineva e conștient că face lucrarea aceasta a zâzaniei sau a diavolului, nu-mi dau seama dacă o predică poate să constituie așa ceva, dacă la mine e casă. Nu pot să spun lucrul acesta, dar pot să spun că în momentul în care aș fi pe punctul de a face așa ceva zâzanie între oameni, în clipa aceea mă avertizează Duhul Sfânt și îmi spune stop, nu trece de aici. Dacă treci de aici, dincolo e moartea. Ăsta e pomul cunoștinței binelui și nu trece de frontiera asta. Rămâi aici. Zâzania este astăzi în lume. Și zâzania, vreau să spun că nu poate fi oprită până când popoarele se vor încleșta în luptă de moarte pe pământul acesta și vor frământa pământul cu sânge. Nu poate fi oprită. Dar vă îndemn un singur lucru, iubiții mei, pe care l-a spus Solzhenitsyn. Vine zâzania, fie la noi acasă sau la biserică sau în societate, vine zâzania, dar nu cu ajutorul meu. Nu, eu nu voi lua zâzania de aici ca să o duc dincolo. Ai auzit ce a zis ăsta, ce s-a întâmplat? Acest lucru s-a petrecut cu ucenicii. Acest lucru s-a petrecut cu însuși Domnul Iisus Hristos. A fost demonizat înaintea oamenilor ca fiind pericol pentru tot neamul, piere din cauza lui, dimpotrivă, neamul poate fi mântuit. Nu te înțeleg, domnule Caiafa, tu ai spus să moară un om ca să fie salvat tot poporul și tu ai spus acum că omul ăsta este care aduce pieirea neamului, ne piere tot neamul. Nu te înțeleg, ce putere te mână când vorbești și așa, și așa, care este puterea aceasta? Te îndemn pe tine, vine zâzania, dar nu cu ajutorul tău. Să n-ai nicio contribuție aici. Ferice de aceia care nu fac zâzanie. Împărăția cerului este a lor, așa a promis Domnul Hristos. Așa se pomenește temnicerul acesta față în față cu un om pe care l-a urât cu toată ființa lui și a zis, ce am avut de am urât omul ăsta? Ce am văzut eu în omul ăsta? La început, când i-au dus aici legați și am poruncit să-i bată până i-au omorât în bătaie, ce am văzut eu în omul ăsta? Ce am înțeles eu de la cetatea asta? Ce am înțeles eu de la guvernatorii aceștia care au înnegrit pe oamenii aceștia și care s-au unit cu pleaba, cu lumea aceasta care niciodată nu s-a dus să vadă dacă este așa sau nu? Iar acum văd în ei lumina de la Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu. Temnicerul a fost eliberat și la miezul nopții s-a produs înfrățirea. Nu este un lucru simplu acesta. Dumneavoastră știți că Moise a fost odată îmbrâncit. Știai treaba asta, Ovidiu? Nu. Nici eu n-am știut până săptămâna trecută când am citit cuvintele lui Ștefan. Ștefan, când spune de incidentul acela, spune, zice, omul acela s-a ridicat împotriva lui Moise și l-a îmbrâncit. Când Moise, și de ce l-a îmbrâncit? Pentru că le-a spus ăstora, doi sunteți frați. Eu frate cu ăsta, ăsta frate cu mine. Atât l-a îmbrâncit pe Moise. Deși el, tot omul ăsta care l-a îmbrâncit, spunea că e trimis de Dumnezeu, dar l-a îmbrâncit. Aceasta nu este o lucrare ușoară. Și dacă n-ar face-o Dumnezeu, n-ar fi făcută niciodată.
Moise a suferit îmbrânceala aceasta. Dar cuvântul lui a fost auzit mai târziu în gura aceluia despre care a vorbit el când a zis: Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Și atunci prorocul ca el a spus: voi toți sunteți frați. Aceasta am învățat noi aici la școala de Saba și știți ce mi-a plăcut cel mai mult în studiu de astăzi? Indignarea cu care și patima cu care am vorbit noi astăzi împotriva faptului că evreii disprețuiau pe samariteni și îi considerau câini. Du-te și vestește Evanghelia cu astfel de concepție. Du-te și vestește Evanghelia în lume, în timp ce tu consideri pe altul câine, pe cel de lângă tine. Și exact ce spune Pavel acolo, ce patimă, ce respingere. Dom'le, asta nu poate fi calea lui Dumnezeu. Voi toți sunteți frați. Aceasta ne-a învățat pe noi Mântuitorul nostru. Nu știu dacă pot să îmi deschid un pic sufletul, dar în fiecare om am un argument pentru a-L iubi. Și sunt un pic fericit, așa, personal, în sufletul meu, datorită legăturilor acestea pe care le păstrez cu casa mea și cu oamenii din jurul meu. De ce? Știu că fiecare ființă este absolut unică. Știu că niciodată ființa aceasta n-a mai existat, niciodată nu va mai exista dacă nu mai există. Este ceva unic, absolut unic. Nu este nicio competiție între unicate. Dacă e unic, e unic. Acesta este lucru. Este clar în ochii lui Dumnezeu. Pe baza aceasta, iubiții mei frați, Mântuitorul nostru ne-a spus: voi toți sunteți frați în această unicitate pe care o aveți înaintea lui Dumnezeu. Nu mi-a plăcut ce a scris C.S. Lewis în Mere Christianity. Auziți ce spune el acolo? Zice că Dumnezeu a inventat omul cum inventezi un motor. I-a pus fire electrice, i-a pus... O fi așa la motoare. Dar la om? Omul este suflare din suflarea lui Dumnezeu? Ființa umană nu este fabricată de Dumnezeu, nu este inventată, nici făcută. Este născută din Dumnezeu, are suflarea de viață de la Dumnezeu. Această suflare se va întoarce la Dumnezeu. Fiecare dintre noi este în atenția lui Dumnezeu, după cuvintele lui Iisus. Îngerul lui vede pururea fața Tatălui meu. Ce va spune îngerul lui când eu vorbesc de fratele meu sau când mânia mi s-a transformat în ură? Ce va spune îngerul lui? Ce va spune îngerul lui Dumnezeu? Luați seama de lucrul ăsta, a spus Iisus. Pentru că îngerul lui vede pururea fața Tatălui său. Nu vorbi ca și când ai spune acestea într-un colț și s-a terminat. Ia seama la lucrul acesta. Vorbești în prezența unui om și a unui înger care vede pururea fața lui Dumnezeu. De aceea s-a petrecut înfrățirea aceasta la miezul nopții și tocmai la miezul nopții, când era întunericul pe fața Pământului. Eu am o mare speranță de la lumea noastră. Am o mare speranță de la biserică, de la familiile noastre. Și anume că un duh de armonie al lui Dumnezeu va aduce iarăși toate lucrurile împreună, așa cum a fost citit de Taylor la început. Prin Domnul Hristos. De unde vă cunoașteți? Cum... Veneam odată cu mașina cu un ofițer necunoscut și când am stat de vorbă lângă mașină, cei din mașină nu știu ce am vorbit noi, dar ne-au văzut acolo lângă mașină că l-am salutat pe omul acesta, am dat mâna și ne-am îmbrățișat. Și atunci o doamnă, doamna Magda, din mașină spune, zice: doar nu-ți fi, v-ați descoperit că sunteți rude? Sau zic: mai rău, ne-am descoperit că suntem frați. N-am știut, ești frate cu locotenentul meu acesta? Dar mai rău decât frate, suntem frați în Domnul Hristos, că frații ăștia de sânge câteodată să ierte Dumnezeu prin ce trec. Dar avem o frăție nemai auzită. Lucrul acesta a fost o pildă vie, o lecție vie, o predică vie. Și bucuria sufletului meu n-a trecut nici astăzi, că m-am întâlnit cu nepoata ofițerului și mi-a spus, zice, nu se poate uita clipa aceea a descoperirii frăției. Dar sunt lucruri care nu se poate trece, cum a spus un frate, nu. Din păcate, slujeam bonum.
Da, sunt lucruri care nu se vor rezolva aici, a spus dumnealui, se vor rezolva pe nou pământ. Nu vroia să rezolve lucrurile care erau acolo. Nu. Ceea ce Dumnezeu nu poate rezolva aici, rămâne nerezolvat. Și nu, neputința nu stă la Dumnezeu. Se pot întâmpla multe lucruri. Am auzit de o echipă de băieți care s-au apucat de fotbal pe o pajiște și s-au încrâncenat echipele așa de tare că au uitat că pajiștea aceea se termina lângă o prăpastie grozavă și că jos, adânc, în vale, curgea un râu numit Râul Morții, fiindcă oricine a căzut de acolo n-a scăpat cu viață. Și atâta s-au îndârjit pe minge, la un moment dat, trei dintre ei au căzut în valea aceea cu minge cu tot și au fost duși de apă. Definitiv. Dar ați văzut și video din acesta cu cerbi care și-au încleștat coarnele și nu s-a mai putut desface, a murit unul, la sfârșia lupii când era mort în față. Sunt niște lucruri teribile. Împotriva unei astfel de vieți a vorbit Domnul Hristos când ne-a spus nouă, voi sunteți frați. Pe motivul acesta s-a înfrățit temnicerul cu Pavel și cu Sila, sunt frații mei. Pe motivul acesta, ucenicul Anania, care vorbea de un persecutor cumplit, numit Saul din Tars, l-a salutat și a dat bună ziua cu cuvintele, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat, te eliberează astăzi. Iubiții mei, să încheiem cuvântul lui Dumnezeu astăzi, lăsându-l ca întotdeauna deschis, cu scriptura aceasta care ne va merge la suflet și ne va ajuta. Efeseni 2:11, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, de acolo venim noi. Erați fără Hristos? Erați fără drept de cetățenie în Israel și străini de legămintele făgăduinței. Aduceți-vă aminte de unde veniți, dintre ei erați voi toți odinioară. Nu-i tratați ca și cum voi ați fi marțieni, că voi nu suntem, noi. Scrie Scriptura mai departe, acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, temnicerul și Pavel, adică Pavel nu era dușmanul lui Pavel, era fratele lui, dar el nu era fratele lui Pavel, în niciun caz, era altceva. Voi care ați fost depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. A te așeza la masă cu deținutul înseamnă a împărtăși destinul, acesta era simbolul șederii la masă împreună. Căci El este pacea noastră, versetul 14, El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumim că problemele fără răspuns ale lumii în care noi trăim astăzi, mânia neamurilor și a popoarelor, unii împotriva altora, tot mai grav, tot mai greu, dezbinarea. Îți mulțumim că toate aceste lucruri au un răspuns în Tine. Și îți mulțumim, Doamne, că așa cum Tu ai înfrățit acești doi oameni, acești trei oameni la miezul nopții, tot la fel vei produce înfrățirea aceasta a popoarelor și a lumii prin sângele crucii Tale, Doamne Iisuse. Vei face așa și cu casa noastră, vei face așa și cu sufletul nostru, pentru că acest cuvânt pe care ne l-ai dat Tu astăzi va rămâne dincolo de ceruri și pământ, ele vor trece, cuvintele Tale nu. Și îți mulțumim, Doamne, când se va împlini de plin cuvântul Tău, o turmă și un păstor. Tu ești păstorul și noi suntem turma Ta. Și când pământul va fi plin de cunoștința Ta ca fundul mării de apele care îl acoperă. Este adevărat, nu sunt năluci, așa va fi, Doamne Dumnezeul nostru. Fii binecuvântat în veci. Amin.